Da, mulțumim, regia, am revenit, așa cum este tradiția în această emisiune, un coleg din presa sportivă, vă adresează câte o întrebare, Ionel Luțan de la săptămânalul Telegrama, încep cu domnul Socoleanu. Cum se poate ieși din impas și ce viitor are FC Petrol? Vorbesc ca om care iubesc fotbalul și, în primul rând, iubesc petrolul, e venirea un investitor privat de avergură. Din păcate, nu se mai investe. Cu anumite condiții morale. Vorbesc de un om integru, care se poate să garanteze că petrolul va supraviețui și să facă performanță, că asta așteaptă plăieștenii de la petrol. Nu să scalde în anonimat. Da. Suntem oameni orgolioși și știm ce poate petrol. Pentru Alexandru Puchea, ce gânduri de viitor ai? În plan fotbalistic. Adică, te înscrii la școala de antrenori, la cursurile pentru arbitru. Nu, acum urmează să fac o școală de frizer. Acum, sportiv. Nu m-am gândit. Nu. De ce nu începi școala de antrenori de la București, să iei măcar licență timpul? Trece timpul. Știu. Suntem în țară. Avem prea mulți antrenori, cel puțin în Prahova. Nu, în țară. În țară și... E greu să... Și nu mai sunt echipe. Da, și pentru Costel, care este cel mai mare regret al tău în plan fotbalist? Cel mai mare regret al meu, nu l-am spus niciodată și marea majoritate a oamenii nu știu, că am avut probleme de sănătate și m-am lăsat de fotbal. În 2004. Și multă lume n-a știut ce probleme am avut. Dacă nu ne poți spune, nu ne spune. Am avut foarte mari probleme cu inima. Doamne ferește. Hai să vorbim și de petrolul, cum ați primit că și dumneavoastră ați auzit. Deci s-a inflamat atât, să zic, grupul de suporteri, dar și cei din galerie s-au inflamat. Petrolul intră în faliment. Nu ne-a picat bine la stomac. Costele, cum vezi chestia asta? Ce să mai zic? E greu. Eu nu țin foarte mult la petrolul, dar nu văd un viitor bun. Nu știu de ce, dar așa simt eu. Deci, cu alte cuvinte, domnii Capră și Crâmbu ar trebui să ne lasă. Nu vreau să discut despre asta, că sunt prea mic pentru anumite discuții. Păi, viitorul cu cei doi nu mai are petrolul, e normal. Nu, dar nu văd o chestie bună și jocul echipei și rezultatele care jocul s-au fost. Echipei suferă din cauza valorii jucătorilor. Eu vorbesc din punct de vedere fotbalistic. Auzi, ne-a zis domnul Prișan, el era un fel de consilier al lui Capră, pe probleme de scouting. N-a fost niciodată întrebat. Au venit la grămadă jucătorii, i-a dus Zoița și a luat comisioanele și s-a creat în Franța. Descurcați-vă cu ăștia. De asta spun că ar trebui, dar nu știu cum... Deci să se investească mai mult, să se facă un buget separat sau la un centru de copii și junior la petrolul, să fie altă, nu știu, altă idee. N-avem cum să creștem. Atât Capră cât și Crâncu n-au văzut în viața lor un meci de junior la echipei, la una din grupele nu de la petrolul. Nu pot să știu. 100% spun, ei nu știu. Păi dovada, a început campionatul de junior de elită, două echipe divizionare au zis nu. Steaua și Petrolul. Deci nu sunt interesați de viitor. Mi-a venit un gând și am vorbit cu cineva săptămâna asta. Foarte bune erau înainte meciurile de tineret, care se jucau înainte. Nu, de echipa mare. Și nu mai s-a stricat gazonul. Și nu s-a mai stricat gazonul și... Da. Și alta. Alex, cum vezi chestia asta? Situația cu Petrolul. Foarte nasoală. Petrolul e în ce în ce mai rău, în cădere liberă. Nu știu, valoarea jucătorilor, probleme care sunt financiare. La voi, cașcavalul, cum s-a spus cașcavalul? Suntem la zi cu tot. Aia, te vezi ce înseamnă un primar destoinic. Cu tot, suntem la zi. Da. Domnul Socoleanu? Soluțiile sunt de pe două. Ia ziceți. Vorbim de momentul actual când este un club privat. Da? Asta înseamnă
ceea ce vedem cu toții, că după performanța, câștigarea Cupei României, petrolul coboară, mai ales după arestarea fostului primar, privind mită și tot ce este acuzat, nu fac afirmații, aștept justiția să-și... Aveți dovezi ca primit mită? Nu, vorbesc de ce acuzațiile care i s-au adus. Da. Lumină proastă asupra administrației, în general. Vorbim de soluții, în acest moment nu mai vine nimeni cu forță financiară să investească în fotbal. Îi vedem că ajung foarte mulți după gratii. Este o zonă, într-adevăr, în care se tranzacționează foarte mulți bani negri în România, în sport, și se vede unde ne-am ajuns. Cred că soluția modelului face Barcelona, Real Madrid... V-ați dus prea departe. Nu. Da, trebuie să gândim undeva sus ca să putem să ajungem cât de cât acolo unde ne dorim cu toții. Ne uităm la meciuri, am văzut El Clasico din Spania și am văzut ce se întâmplă acolo și emulația care s-a creat. Și jucători de 100 de milioane și le ofreacă tot meciul. Dar uitați-vă la modul. E așa, corect. Aș vorbim de structura ne-a nebunit. Care a adus... Numai bani, toată lumea visează numai bani. Da, asta a fost și greșeala apoi, de 10 ani asta a fost și greșeala fotbalului nostru, că s-au dat salarii foarte mari pentru ce, pentru ce jucau jucătorii. Era un fel de mercurial. Băi, tată, tu ca antrenor, băi, îți dau 3.000. Inclusiv ce la mult, Petrol, 3.000, 3.000 pe lună și dacă e campionatul, îți mai dăm încă 10.000. Și dacă îți dau 10.000, să-mi dai 20.000. Du-te, mă, străinătate, dacă ești valoros. N-aș vrea să fiu interpretat acum că sunt pro-echipă din capitală, dar să știți că ceea ce am observat acum, zilele acestea și în ultima perioadă, la ce s-a întâmplat cu proiectul Dinamo, este un model. Dintr-o echipă care era în insolvență, un om care a venit acolo și a investit, ia să vedem că un proiect serios, de la Măneciu, un proiect serios, se pare că deja există o creștere. Și a investit acolo în juniorii proprii. Și vă aduceți aminte că domnul Negoiță a spus un lucru. Zice, am ieșit din insolvență și vom fi singura echipă care a ieșit din insolvență. Deci asta înseamnă foarte mult în ce depinde de management și creier. Un om serios. Ce n-am înțeles? Deci Dinamo a fost în insolvență, da? Da. De ce n-a fost penalizată de către ligă? Aici sunt probleme. Mai vă zic încă una. Deci primăria n-are voie să dea bani la petrolul, da? Bun. Dar ministerele la Clubul Sportiv Dinamo și Clubul Sportiv al Armatei merge, nu? Vorbim de legislație total diferit. Vorbim de legea administrației publice locale în care suntem îngrădiți. Atât aveți voie să cheltuiți și pe structurile acestea. Pe fondul de ministere vorbim că de cu totul altceva. Este cu totul altă legislație. Primăria Ploiești, atât avea voie, atât avea voie. Să cunoașteți mai bine legile astea, da. Cum să facă acolo, mai să doarme, mai să croșetează, mai să pensează, da, mă rog, este. Ce n-am înțeles? Deci, ne întoarcem frumos la ziua aia minunată din 1 iunie 2013, când s-a luat Cupa României, după o perioadă 1995, penultimul trofeu. S-a cântat, l-am văzut și pe fostul primar, mușcat din cupă acolo, entuziasm de reușită. Normal, l-am văzut și în autobuz și la Casa Alba aici în față. Bun. Dânsul a venit cu propunerea, da? Ca pentru această performanță, FC Petrolul să primească suma de 3 milioane de euro, da? Corect? Da. Corect. Bănuiesc că dânsul a supus acest proiect Consiliului Local. Da. Și ați ridicat mâna toți. N-a fost nicio abținere. Corect? Nu. Bun. La vreun an și ceva, după ce primăria deja a dat 1 milion și ceva, prin Asociația Lupii Galbeni, corect? Dumneavoastră, consilierii, nu zic dumneavoastră, mă refer la toți. Așa v-ați scandalizat. Nu, domnule, să nu mai dăm bani. Când s-a greșit? Atunci când ați votat toți să dea banii la petrolul sau când ați revenit asupra votului? Când pentru multă lume le-a rămas încăpățână la oameni ideea că dacă primăria dădea în continuare restul de bani, petrolul nu intra în insolvență. Explicația este una. Ia spuneți, domnul Socol. În momentul când Consiliul Local, la propunerea primarului, da, de a premia petrolul, de a premia FC Petrolul cu suma de 3 milioane de euro, plătibile în tranșe. Da. Da? Consiliul Local a fost de acord pe proiectul de hotărâre, având viză de legalitate. De la doamna... Nu, de la jurist?
de vorbesc, de secretarul municipiului Ploiești, este șeful juriștilor. Așa. Da? Orice proiect de hotărâre intră în Consiliul Local, e cu o verificat. Viză de legalitate, el corespunde legislației în vigoare de la acel moment. Și cu alte cuvinte, dumneavoastră n-ai știut? Noi suntem consilieri de specialități diferite, nu suntem juriști, suntem aleși locali. Văzând un proiect de hotărâre care are viză de legalitate și toți suntem iubitori de FC Petrolul în municipiul Ploiești, mai ales că reprezentăm niște oameni acolo, așa, nu suntem de capul nostru, am considerat că putem să dăm acești bani legal. S-a dat prima tranșă, da, corect. După care au apărut acele suspiciuni în ceea ce privește darea în legalitate a acestei sume și problema că din acești bani s-au întors undeva. Nu comentăm mai mult. În momentul respectiv și eu personal, primind informația că nu a fost chiar atât de legal, deși acolo aveam viza de legalitate. Întrebarea care cine a dat viză. Domnul Pușcaș, singura problemă care ar trebui să ne asumăm cu toții, da, este că în acel proiect de hotărâre nu era semnat, acel proiect nu era semnat de directoarea economică a primăriei. Care a fost dat afară și a câștigat în listat. Deși noi nu eram... Pe acest subiect a fost trimis în Comisia de Disciplină și așa mai departe. Dar noi, consilierii locali, nu avem în atribuții de a verifica, că nu ne pricepem. Noi am învățat un lucru din lege, să ne uităm că proiectul este legal, are viză de legalitate. Restul semnăturilor, să știți că vin, semnăturile se dau întâi de către director economic, tot personal. Ultima viză este cea de legalitate. Văzând ceea ce este final și important pentru noi, toți am considerat că în spate sunt toate semnăturile făcute. Păi și le-ați văzut? Păi n-aveam cum să le vedem noi. Pentru că pe proiectele... Păi nu aveți mapa acolo, fiecare are mapa. Deci nu ni s-au dat mape. Le-am văzut și noi pe site în formulă de proiect. Semnăturile se dau holografic pe proiectul original. Vă aduceți aminte că toată lumea știe... Și de ce nu se face acum... Există dorință ca primăria să ajute în continuare Petrolul? Că deja e o satisfacție mare că se intră în faliment. Și eu spun de vreo 2 ani de zile că Petrolul, când era atunci cu Cosmin Contra, care eu, după părerea mea, îl văd la Național în locul lui Puiu Ordănescu, și făcuse și echipa aia, dar a avut și jucători, numai unul și unul, Petrolul a deranjat orașul Ploiești. Ia uite, bă, ăștia, găzarii ăștia, ia uite unde sunt acolo, în clasament sus. Am deranjat peste tot. Și acum sunt ca corbii să desfințeze FC Petrolul, să intre în faliment. E o satisfacție pentru unii. Nu mai vă spun că ne-a zis un jucător care a jucat la Chiajna. Asta, un om potent din, nu mai puțin, un om potent financiar din Ploiești, când a jucat Petrolul în divizia B la Chiajna și a pierdut, și acel jucător după aia a venit la Petrolul, a zis, da, domnule, X, ploieșteanul vostru ne-a dat nouă primă să vă bate. Dar asta e tradițional română, să moară și vechi vecinului, asta e curent, se întâmplă în toată lumea. De ani zile vor să distrugă clubul ăsta. Cu toate că a ajuns cum a ajuns din cauza celor grupul infracțional. Că mai au și am de la tribunal aici. Dacă a zis tribunalul că sunt infracțiuni, zic și eu. Sunt organe abilitate. Hai că mai vorbim și după aia să... Că Adriana, dăm și imagini, da? Imediat să vă spun, deci... Se apropie. Peste o oră începe ultima partidă din această etapă. Petrolul, știți, joacă la Pandurii. Vă spun imediat și repede palmaresul. Până acum cele două echipe s-au întâlnit în prima ligă de fotbal a țării de 9 ori. 2 victorii Pandurii, 3 Petrolul, 4 rezultate de egalitate, gol averaj 6-11 pentru noi. La Târgu Jiu, o victorie Pandurii, o egalitate și 2 victorii Petrolului, dă-i Doamne să fie a treia în seara asta, gol averaj 3-5. V-am pregătit și ultima victorie, un rezumat de la ultima victorie și o rog pe Adriana să-l trimit în casele dumneavoastră, puțină publicitate și revenim. Și mai avem un filmuleț, da.